Ai primit viața în dar, venind pe lume nu dintr-o întâmplare, ci faci parte din planul divin al lui Dumnezeu. El te-a creat. Cine crezi că ar putea avea cele mai bune soluții la problemele tale? În Proverbe 16:3 găsim scris: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile.